Așadar, am zis că fac un episod în care îmi dau cu părerea despre mașinile voastre sau despre o mașină pe care vreți să vă cumpărați. Am vrut să fac un episod cu ce mașini să nu-ți cumperi și probabil că o să-l și fac mai detaliat un pic, cu doar 10, nu știu, între 5 și 10 mașini, însă m-am hotărât să interacționez un pic mai mult cu voi, așa că v-am rugat acum 2 ore să îmi scrieți în comentarii. Sunt 114 comentarii, după ce filmez acest episod o să-l închid și poate mai, adică o să șterg postarea și probabil că o să mai facem și altă dată în funcție de ce feedback primesc. Așadar, vreau să fac un episod, v-am rugat să-mi scrieți mai jos, hai să citim comentariile voastre. Eu zic dacă îmi place sau nu și poate adaug un mic motiv. Mitsubishi Galant. Nici nu am în cap momentan cum arată, îmi sună cunoscut, dar cea mai frumoasă mașină făcută vreodată conform sondajul făcut de mine pe un eșantion. Probabil. Ok. BMW seria 1 F20 116i 2011-2015, ca mașină de oraș, consum decent, dar și oarecum potentă. Potentă ce? 1.6 turbo, motor făcut în colaborare cu PSA de 136 de cai, aceeași variantă și de 170. Pe seria 1, da, e destul de ușoară, am condus seria 3, n-am condus seria 1 cu motorul ăsta. Da, eu zic că e decent, e o mașină mică, un motor mic, impozit mic, consumul cred că depinde cum mergi, pentru că dacă o alergi, s-ar putea să consume mai mult. Deci, este decentă. Ford Fiesta facelift an 2005, motorizare 1.4, Duratec 80 de cai, mă gândesc să o cumpăr și m-ar bucura să aud o părere. Este decentă. Depinde cu câți kilometri o iei, dacă consumă ulei, dacă nu consumă ulei. În principiu este o mașină accesibilă, cred că o găsești în stare bună la 2-3 mii de euro maxim, poate chiar și mai ieftină. Depinde de unde o cumperi. Întreținerea este accesibilă, intră undeva la 3 litri de ulei. Noi, de exemplu, avem ulei Ford Oil, care este printre cele mai ieftine, 5,30. Deci întreținerea este ieftină, consumabile sunt ieftine, impozitul este mic, deci este o alegere bună ca prima mașină sau dacă ești singur sau dacă ai nevoie de un autoturism din ambe, este ok. Volkswagen XL1. Chiar sunt curios ce poate o mașină pe care nu o vedem pe stradă. Sincer, niciuna, nici măcar nu-mi vine în cap cum arată XL1. Trebuie să caut, dar nu vreau să ies de aici. Moitura viitoare, o să caut să văd cum arată. Dacia Spring, a doua mașină. Da, mi se pare o idee foarte bună, pentru că Dacia Spring are autonomie decentă, este ieftină dacă o cumperi prin programul Rabla de la stat. Dacă poți să o încarci acasă, pentru că din câte știu nu poți să o încarci la fast charging, n-ai nici putere, nici spațiu, nici nimic. Deci strict de navetă, strict de oraș, poate pentru delivery, poate pentru Uber. Este o idee bună, am văzut inclusiv pe forumuri că au oameni care lăudau mașina că în 40.000 de kilometri au scutit nu știu câte mii de euro. Acum, curentul se va scumpi și intrăm într-o criză energetică, dar overall mi se pare o idee foarte bună. Îmi place destul de mult Spring-ul, de fapt. Audi 80 Cabrio 96, 2.6 benzină V6 automată. Consumul cam mare pentru ce oferă, adică o mașină veche, cu tehnologie mai ineficientă, un raport de compresie mic, motorul în sine cred că este ok, dar și acolo s-ar putea să ai nevoie de mentenanță. Nu sunt foarte mulți mecanici care să știe să umble la astfel de motoare, trebuie să fie un mecanic foarte bun care a lucrat pe cam toate mașinile, adică de la Dacia până în prezent, să aibă o experiență generală. Poate că sunt chiar mecanici care au lucrat la astfel de motoare, însă costurile cred că vor fi mari. Cutia automată, convertizor, din nou îi crește consumul. Per total, cred că este o mașină destul de costisitoare. Cred că rentează să o cumperi soții, să o matriculezi în 2026, când nu vei mai plăti impozit, pentru că e 2.6, poate că se încadrează sau nu între pragul 2.6-3 litri, să scutești impozit, să nu mai plătești acel impozit de 2.000 și de lei. Deci, de vară mi se pare fun, dar mi se pare mai interesant dacă te duci un pic mai jos cu anii ca să-ți cumperi o mașină de epocă, ca să nu mai plătești impozit deloc. RCA-ul e foarte ieftin, rovinetă nu plătești și mi se pare o idee mai bună. Adică, eu chiar mă gândesc serios pe viitor să cumpăr o astfel de mașină de epocă, pentru că e fun. Și cât ești cu aia să te plimbi, n-ai foarte multe taxe. SsangYong Trivoli 1.5 GDI, preț competitiv, ce zici, Răzvan? Modelul ăsta nou care e pe străzi. Pare ok, dar prea ieftin, adică este suspect de ieftin și mă aștept să fie o experiență destul de cheap. Sincer, n-am condus și nici nu m-am urcat în vruna. Overall, pare o ofertă bună și știu că au avut și vânzări bune. Din câte știu, văzusem un episod făcut de Vlad de la Atelier de Detailing, care spunea că foarte multe vânzări au venit de la ei pentru că au prezentat-o. Da, nu știu, e subiectiv, eu unul nu mi-aș cumpăra. Ford Mondeo NK4 2007, 2.5, 220 de cai, motor de Volvo. Da,
Da, mi-ai scris prea multe, doar una. Da, mi se pare mișto ideea de Ford Mondeo, în special aia 2.5 turbo 220 de cai. E multă mașină pentru bani puțin, dar nu știu pe partea de întreținere cum e. Ford Fiesta 2005-2008 1.4 diesel, niște motoare care trag numai în turație. Da, e economică, dar puturoasă. Alfa Romeo GT 2005 benzină mă tentează să o cumpăr. Eu nu prea sunt fan Alfa Romeo, adică sunt relativ stricăcioase și sunt relativ costisitoare la întreținere. Destul de greu să le vinzi, nu prea sunt cumpărători. Nu știu, e cam complicat să deții Alfa Romeo, mai ales atât de vechi. Cred că dacă încă nu ți-ai cumpărat-o, dacă o să ți-o cumperi, s-ar putea să fie o mare bătaie de cap. Este doar o părere. E46 320 diesel sau BMW 39 520 diesel? Evident, E39 520. Prefer eu. Honda Civic 2022, motorul disponibil la noi 2.0 hibrid. Sincer, nu am văzut ce oferă, cum arată, trebuie să mai mă pun un pic la curent. Îmi plac Civicurile în general, dar nu alea 1.0 Turbo VTEC. Alfa 159, așa. Tocmai ce am spus că nu mă dă pe spate Alfa în general. 2.590 de cai, mașină de începător. Da, să zicem. Dacă o ai din familie deja, da. Dacă vrei să o cumperi, nu. Smart Fortwo 2008, nu. Pur și simplu nu îmi plac smarturile. Sunt efectiv doar de orașe aglomerate și atât. Deci nu. Audi RS3 2019, da, e fain. Skoda Superb 1.8, 20 de valve, 150 cai, 2007, 93.000 de kilometri. Mi se pare o idee bună. Atenție la consumul de ulei. Fiat 500 electric, nu mă dă pe spate. Honda Civic 1.8 benzină, e o idee foarte bună, foarte, foarte fiabile. Skoda Octavia 2 facelift 1.4 TSI, 122 de cai. Grupo VAG 1.4 TSI, 122 de cai, 140 de cai și generațiile mai noi 1.5 TSI, 150 de cai. Cred că sunt reușite, sunt mai reușite și am întâlnit și proprietari care au avut astfel de mașini de noi. O cunoștință care are o Jetta 1.4 TSI de 122 de cai, are acum 300.000 de kilometri și a zis că da, a început să-i consume ulei, dar overall nu am probleme mecanice cu ea. Consum decent, putere decentă, un comportament decent. Deci dacă te ține o mașină 300.000 de kilometri de la zero, în regim mixt, fără să bagi foarte mulți bani în ea sau intervenții minime pe lângă revizii, este o mașină fiabilă. Deci ăla de 122 de cai mi se pare bun, reușit, ok. Ăla de 160 nu, adică la toată lumea spun să fugă de ele, inclusiv ăla de 1.8 TSI 260 de cai, consumă ulei, pistoane, distribuție, injectoare, dar mai ales pistoane, consum de ulei excesiv. Dacă vezi un Superb la 4.000 de euro cu 1.8 TSI cu 160.000 de kilometri, să nu te întrebi de ce e ieftin, motorul acelea au probleme. Deci, da, Skoda Octavia 2, 1.4, 120 de cai, turbo, merită, e ok. ML, o turbină, da, e destul de accesibil acum, s-a ieftinit destul de mult, dacă ai bani de întreținere, de anvelope și de consum și de impozit, de ce nu? Motorizările acelea sunt fiabile. Volvo 2.4 diesel, Mercedes, Toyota Supra, Volvo S90. Dar de ce vă întindeți voi așa cu 5 mașini? Adică toată lumea scrie câte mașină, unii scrie câte 4. XC90, da, e faină, dar nu mă dă pe spate Volvo în general. Mercedes, A-Class, nu. Toyota Supra asta nouă, da, mai mult e Z4, dar da, e interesantă. S90, da, mi se pare interesant. ML, 3 litri diesel, o turbină, da, tocmai am spus că da. Seat Leon 1.2, nu. Respectiv 1.4 TSI, 125 de cai, da. 1.4, da, 1.2, nu. 1.0, nu. Sirocco 1.4, benzină, compresor mecanic, no way. Skoda Fabia 1 hatchback, 1.4, 75 de cai cu 330.000 de kilometri. Bine, o idee bună pentru că în cazul în care îți pică motorul, îți ia altul dați member cu 400 de euro, adică, până la urmă, dacă ai găsit ceva ok, de ce nu? Overall are o întreținere ieftină și e în 4 pistoane. La Fabia asta aș fugi de 1.2 HTP în 3 pistoane, mai bun 1.4. Deși nu e cel mai strălucit, pe Fabia cel mai bună motorizare e 1.9 TDI. Dacă găsești. Dacă nu găsești, 1.4 benzină, e ok. Niciodată nu voi cumpăra un Ferrari la Ferrari 6.3. Nicio, ce coincidență. BMW 90, 163 de cai, o idee foarte bună dacă vrei 2000 diesel fiabil de la BMW. Unele au DPF, unele n-au DPF, trebuie să fii atent. Dacă au opacitatea 0.58, 0.60, are DPF. Dacă e 1.57, 1.20, 1.80, nu are DPF. BMW-ul meu are 2000 diesel, E46 nu a avut DPF, are opacitate admisă de producător undeva la 1.7, 1.8, ceva de genul, trece cu brio. Dacia Logan 1.6 MPI, vis.
oriceva pe benzină 2010-2012, nu oriceva, doar câteva sunt ok, restul nu. Trabant, da, de colecție, de ce nu? Audi A4 B7 Avantul 9 TDI, da, este o idee bună. Găsești și piese și mecanici și dezmembrări și aftermarket-uri și motorul în sine este destul de rezistent. Mult mai bun un 9 TDI decât 2.0 TDI. Ford Focus 2 2005 1.4 benzină. Da, de buget merge. Ai cumpărat o mașină clasică din 70-80? Da, mi-aș lua un Mustang sau nu știu ce mașini mai îmi plac așa mai vechi. O să dau un ochi la mașini din astea vechi, dar în mare parte, bine, Mustangul cred că e un pic mai vechi de 70, dacă nu mă înșel. Nu mai știu, 68, 66, până în 70 sau 70 ceva. Dar mi-ar plăcea să am o mașină veche. Chiar mă tentează una din 90. Una din 90, da, în seria 7, știi, ceva de genul motor mare. Deci da, mă tentează o mașină de epocă pe viitor, de ce nu? Mitsubishi Lancer 2000 diesel, da, de ce nu? Dacia Duster Extreme 1.3. Nu știu dacă mi-a plăcea Duster 1.3, dar să zicem că da, să sperăm că nu. Decât 1.0, da, mai bun 1.3. Iar Lada, nu știu ce să zic. Mazda 6 2015 140, da, este good value for money. Mazda 6 2015 2000 benzină 85.000 de kilometri. Grande Punto, da, de buget e ok. BMW 320i 150 de cai 6 cilindri. Cam vechi. Consumă cam mult pentru ce oferă, dar da, sună interesant, sună diferit de cel în 4 cilindri. Audi A3 Sportback 1.6, de asta am avut eu, mă rog, nu Sportback, dar tot 1.6. Decent, dar să fie sub 250.000 de kilometri, sub 200.000 de kilometri, pentru că deja eu la 220.000 consumă ulei și cine a cumpărat-o de la mine după vreo încă 30.000 de kilometri, ia cam cedat chiulasa. Deci sunt mașini decente, dar dacă au foarte mulți kilometri să te aștepți și la costuri. Și valabil cam la orice mașină, numai la asta. Dar la asta mi-am permis să comentez pentru că știu povestea. Mercedes-urile electrice, eu nu am încredere în ele, deși știu că o mare parte din tehnologia electrică vine de la Tesla, pentru că Mercedes a investit foarte mult în Tesla. Respectiv, Tesla are foarte multe componente care vin de la Mercedes, dar Mercedes electric nu mă dă pe spate. Nu, e prea, nu știu, e o sumă prea mare într-o mașină care poți să o ai un pic mai... Nu știu, e o părere subiectivă, dar mie nu-mi place. Mie nu-mi plac Mercedes-urile electrice în general, dar dacă ai bani, de ce nu? Dintre un EQS și un S-Class V8, preferesc clasul V8. M550i prefer ăsta M550i. Land Rover, no way, aș fugi, nu mi-aș lua nici gratis dacă îmi pice mai mult de cadou în secundă, doi până la vânzare. Adică nu, Land Rover nu mi-aș lua ever. Land Rover, Jaguar, Range, poate ăla vechi Defender, da, nici ăla, nu. BMW 90, 163, da. Kia Stinger, da, e interesant. F10, 3000 diesel, X-Drive, 258 de cai, mă unge pe suflet. Q5 2000 TDI, da, merge. Clio 3 1.5 DCI, da, merge. Passat B7, da, merge. Elantra, best value for money. Golf 5 1.6 FSI, decent. Passat 1.4 TSI, 120 de cai, decent. 1.6 FSI, decent. Dintre astea două prefer 1.4 TSI. Golf 6, 140 de cai, da, decent. Mai bună asta decât 1.6 TDI. Touareg V10 TDI. Am pe cineva care poate să mă ajute să facem un clip de genul ăsta cu un Touareg V10. Poate facem la anul când mă duc din nou la Iași. Până atunci, vedem. Cam scump impozitul. V10, 5.0. Q5 2020 45 FSI, ăsta ce motor e? 2.0? Sau ce motor e ăsta 45 FSI? Că nu știu, nu mai știu cum sunt. Dar... Q5-urile noi nu mă dau pe spate. Lexus RC 2000 turbo benzină, da. Audi A6 3000 diesel, da. Niciun Land Rover, Range Rover, Jaguar. Motivul e clar, fiabilitate. Da, exact. Dacia Logan 1.5, da. Audi A4 B8 2000 TDI, four-wheel drive, front-wheel drive sau 4, da. Polo 2001 benzină, da. Phaeton 3000 diesel, nu, adică e bun motorul, e bună cutia, pe partea electrică probleme și costurile destul de mari. Range Rover nu, Audi TT, nu știu, mi-ai scris o mașină care nu-mi place niciuna, adică Phaeton nu, Range Rover nu, TT Gen 2 nu, motorul 2 TSI nu. Ai spus exact ce mașini nu mi-aș cumpăra din motive de fiabilitate. Mercedes E-Class 2.2, da, de ce nu, dar mare atenție. Volkswagen Up, 1 litru 75 de cai, mi se pare foarte mișto pentru oraș, îmi place foarte mult. C-Class 2012, motor de 2000, da. Prius 3, da, Clio 3 pe gaz, ambele, prefer Priusul. Honda Civic 1.5, 180 de cai, decent. ASX 1.8 diesel, decent. Kia Ceed 1.4 benzină 2008,
da. Octavia facelift 2000 TDI 140 de cai, da. Seria 7, ăsta mai nouț, da. 911 Turbo S de weekend, bineînțeles, ia, aici este altceva. Nu recomand orice marcă franțuzească cu motor de 1.6 diesel. CHR 2022-2000 benzină, da, se ține cu mine până la 100 cu Camry, care e motor 2.5. Deci e destul de fâșneață, însă e foarte gălăgioasă din cauza aerodinamicii, nu este antifonată și e cam scumpă. Adică, na, un CHR din ăsta 2.0 acum cred că e 34.000 lejer. Din nou, scumpă și nu e nici 4x4 și este și foarte înghesuită, nu ai spațiu. Atacă e mai înaltă, dar nu, adică aș lua o Toyota, dar nu CHR. Apare Corolla Cross și o să fie și 4x4. E39 seria 5, 3000 diesel, da. Peugeot 206 2004 1.4 benzină, da. Golf 6 1.6 TDI, nu. Renault Megane 2 1.6 16 valve, da, decent, dar din nou probleme cu partea electrică din câte știu eu la Renault-uri. Golf 5 1.6, da. Mazda 2 1.3, da, e mică, de ce nu merge? V50, 1.8 Flexifuel, nu prea știu nimic despre modelul ăsta. Golf 5.20 CDI, yes, diesel aspirat care duce 1.000.000 de kilometri. Da, foarte bun de cărat, de consum, de stress free, dacă vrei să faci naveta fără să-ți bați capul cu turbo DPF și alte minuni. DU20 2004 Evanda, nu știu cum arată, dar probabil că e o idee bună că e aspirat și e vechi, numai nu știu cu piesele ce faci, de unde ți iei și nu ai dezmembrări și probabil că e nici mecanici. Ford Ka urâtă din calea afară. Da, dar în același timp ăsta nou ți-e mai interesant și au fost destul de rezistente motoarele și mașinile, adică mici și urâte, dar au fost bunicele, fiabile. Volvo S40, da, Audi A5 2018-2000 TSI, da, GLB 1.2, nu, orice VAG 1.6 TSI, nu știu dacă te referi la astea noi, orice BMW cu transmisie merge, nu, orice BMW cu V8 sau V10 așa, depinde. Și ce mai pe GTI-ul ce are? Vreau să auzi pe aia, am auzit consumul ulei. Da, GTI-ul este mâncăcios de ulei, dar mai mult cred că 6-le decât 5-ul. Cam toate în orice caz, dar în special 6-le. Passat 2000 benzină, 2012, nu. Mazda MX-3 din 94, să zicem. Ford Mustang 2016 5.0, da. Chevette avea 1.4, nu. Volkswagen Polo 2003 1.4 75 de cai, aproape vii. Volvo C30 2008 2000 HDI, discutabil. Lupo 3L, să zicem, dau foarte, foarte mulți kilometri pentru că mașina asta chiar consumă 3%. Am avut un coleg de facultate care avea mașina din asta și a scos consum de 2.3 în mers economic. Adică consumă foarte puțin și pentru un student sau pentru unul care face naveta e mană cerească mașina asta și s-ar putea să aibă foarte mulți kilometri. Infiniti Hybrid M35 Hybrid 2012 mi se pare o idee bună, dar mare atenție cu bateria că au trecut niște ani și nu știm cât costă. Adică îmi plac hibridele, dar nu mi-aș lua o hibridă mai veche de 10 ani. Deci mare, mare atenție. Prius Prime 2018, da. Alfa Giulietta îmi place cum arată, dar nu mi-aș cumpăra. Mercedes ăsta C250, da. Clio 510, nu, sunt slăbuțe și te rogi de. Suzuki Swift Sport 1.4, 140 de cai, da, îmi place foarte mult. X1, da, îmi place foarte mult, chiar mă gândesc foarte serios să cumpăr unul pentru mine. Adică să vând Corolla, să iau un X1 pentru soție ca să putem să mergem și la munte, dacă nu ne mutăm din țară între timp. Dar, da, mi se pare o idee bună. X1 e good value for money, motor bun, înăltuță, de oraș, de munte, un off-road, un munte, un Rânca, un Sinaia, un ceva. Deci, da, mi se pare o idee bună X1, indiferent de ce motorizare, dar automată. Adică, ori cum găsești, cum preferi, dar eu prefer automată. A5 2000 motorină, da, BMW 214D, nu, este și urât și un motor jalnic pentru un BMW, adică nu l-aș numi BMW, l-aș numi doar MV. Asta e B-ul, știi? Chevrolet Cruze, nu. BMW N47 e mai slab decât M47. Mazda 6.2.2 diesel nu mi-aș lua. Mi-aș lua doar benzină Mazda, nu mi-aș lua diesel. Deși sunt fan Mazda, nu mi-aș lua diesel. Polo 1.2 TDI, da, dar mare atenție la kilometri, din nou. Oriceva cu motor benzină de 2014, da, este mâncăcios de ulei. Alfa Romeo Giulia e frumoasă, dar asta n-a, poate e ceva mai special, dar și e foarte frumoasă, dar din nou eu nu mi-aș cumpăra. Fiat Multipla urâtă cu spume, Brera mișto că e din FS, Lexus ES V6, da, e faină, dar găsești rar, seria 5 am mai discutat, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2.9 benzină V6, da, interesant. Și astea cam sunt toate. Interesante ce mi-ați dat. Majoritatea mi-ați dat VAG sau ceva mașini atipice sau sport. Unele sunt interesante, ideea că trebuie să fim foarte atenți la ce cumpărăm, de unde cumpărăm. Nu uitați că aveți reducere la Car Vertical 15%, aveți link în descriere, la orice pachet de rapoarte. Verificați mașina, mergeți cu mașina, verificați istoricul, mergeți cu el la rar,
mergeți într-un service, luați seria de caroserie, dacă e o mașină mai atipică, mergeți la un service, mergeți la reprezentanță și vedeți cam ce costuri implică, dacă se strică aia, dacă se strică aia, dacă cât e revizia, cât e aia, cât e aia, cât e aia. Pentru că s-ar putea să aveți surprize. La astea care sunt vechi, sunt aspirate, sunt uzuale, e în regulă, pentru că găsești piese, sunt accesibile, găsești mecanici, inclusiv motoare cu totul găsești dacă ți-ai un o Fabia sau un Fiesta sau o Octavia, îi cade motorul care prea mulți kilometri, îi pui altul, îi schimbi distribuția, uleiul și o să meargă în continuare încă 50-100.000 de kilometri. Deci sunt soluții. La astea mai atipice, mai vechi, nu găsești, e mai sofisticată problema. Nu mi-aș lua ceva atipic vechi, mi-aș lua ceva atipic dar mai nou, ceva sport dar mai nou, sau dacă am foarte mulți bani și îmi place foarte mult acel model și vreau să-l țin de colecție, asta e altă discuție. Dar pentru șoferul, cumpărătorul de rând, Nu m-aș uita la mașinile atipice vechi. Și mai ales cu motoare mari, care sunt ineficiente. Na, pentru românul de rând, de asemenea, sunt bune acestea din grupul Volkswagen, pentru că, din nou, se găsesc mecanici, piese, tot ce vrei. Dar dacă ți-e o japoneză sau ceva mai interesant, relativ nou, poate chiar cu garanție, cu full istoric, iar este o idee foarte bună. Aș fugi de motorizările care se știu că au probleme, mai ales din grupul Volkswagen. Aș fugi de motoarele diesel japoneze, în afară de Toyota, că alea sunt mai de tras, cum e pe Hilux, cum e pe Outlander, cum alea sunt altceva, dar motorizările mici, 2 litri sau sub 2 litri japoneze, nu mi-aș cumpăra. Și nu mi-aș cumpăra motorizări, indiferent că e japoneză, că este nemțească, că este asiatică, nu mi-aș lua motorizări de 091012, poate să fie oferta, mai ales cum e Sangyong ăla de 1.5, suvulică 1.5, Vitara 1.09, astea sunt motoare de carton, nici că trag, nici că fug, nici că consumă puțin, sună groaznic. Cred că este o experiență groaznică, adică trebuie să n-ai niciun fel de pretenție din partea mașinii ca să poți să deții sau să mergi cu așa ceva. Deci nu, mi-aș cumpăra astfel de motorizări. Și cam asta este. Dacă o să vă placă acest episod, o să mai continuăm, o să fac eu o postare, vă cer părerea și rediscutăm. Ne vedem în următoarele episoade.